Deci, da, bun venit la un nou episod din Minecraft modat cu Mr. P. Nu, cum era? Și Mr. M. Aventurile lui Mr. M și modată sau ceva de genul. Deci, data trecută am făcut asta. Deci, Mr. P, ăsta, Mr. M, eu te bat pe tine. De fapt, noi n-am făcut nimic data trecută decât casa asta foarte de căcat. Eu te bat pe tine, Mr. M. Da, deci, după aia ce am filmat noi, m-am dus eu și am luat o groază de grout. Serios te bat, că eu nu știu ce ai făcut. Doar asta am făcut. Am luat o groază de grout și am făcut un Tinker's de-asta smelter, care e foarte ușor, e 3x3 cu de-ala în mijloc. Se numește Seared. Break. Dar ți-am zis eu că eu mă ocup de astea, frate. Asta sunt ușoare de făcut. Da, eu mă ocup cu de astea. Astea se fac din grout. Care groutul grout. Groutul se face din sand, clay și gravel. Și groutul se folosește la sear bricks, care se folosește să faci sear bricks controller. Măcar și o groază de astea. Tankuri, sear brick-uri, sear glass-uri și groază de faceturi și casting table-uri și da. Deci, pe nimeni nu interesează asta. În acest furnace imens pui materialele și se transformă în forma lichidă din cauza căldurii care e înăuntru, da? Și merge pe lava. Pe nimeni nu interesează. Pe lava, da? Deci trebuie să faci o groază de chesturi care sunt astea. Casturile astea, care se fac cu ajutorul goldului. Deci, dacă punem ingot castul aici și punem ceva la făcut, stai să mărânc puțin. Cum ar fi să punem la făcut tin orul ăsta. Hai să punem la făcut tin orul ăsta, dacă mai are lavă. Aici mai are? Da, mai are o lavă. Da, uite, mai are. Hai să ne culcăm repede. Nu. Dacă nu vreau să vină moștii. Ai, frate. Uite, un pic. Așa. Un pic. Oh, pe mine m-a dat afară, pe tine? Nu. Tot timpul pe mine mă dă afară. Da. Deci cât așteptăm să se facă tinul ăla micuț acolo. M-am apucat puțin și am făcut aici o grădină. Chiar am plantat niște copaci. Păi astea sunt din Magical Crops. Astea două băbote de aici. Cu Magical Crops poți să faci orice material din joc cu plante, da? Aia vorbim mai încolo. Și o groază de chestii din Witchery. Care Witchery e... Ce textură de căcat au la mine astea. Bine, la mine se vede super șmecher. La Witchery e o chestie totul legată de a fi o vrăjitoare sau un vrăjitor sau ceva de genul. Și ai nevoie de plante, știi, ca o vrăjitoare, dar a fost care face plante și chestii astea. Dar astea sunt... n-am nicio sabie pe mine, deci nu vreau să fac ceva că astea prin viață și te atacă. După astea sunt Ender Lily-uri, siduri. Da, mă. Asta zic după, stai. Astea sunt niște Ender Lily siduri care fac Ender Pearl-uri care iau o săptămână să crească sau 5 zile lucrătoare până duminică. Exact, cam ceva de genul. Care cresc foarte greu. Aici am făcut un chunk loader. Chunk loader-ul ăsta se face cu... Acest chunk loader se face cu un ender pearl, 5 gold și un enchanting table. Da, că am fost laminat, am luat o groază de diamante, avem 21 de diamante. It smelled! Ok, deci să venim înapoi. Deci s-a făcut tinul ăsta, da? Din 1 s-a făcut 2, din cauza că chestia asta dublează toate ingoturile și tot ce pui în el. Deci dintr-un bloc de tin s-a făcut 2 și după aia putem să îl punem prin casting benzerul ăsta pe chestia asta, așa. Și din cauza că am pus un hopper de desubt, ia și le pune direct în chest. Dacă n-ar fi fost hopperul de desubt, nu l-ar fi luat și l-ar fi pus direct în chest. Și poți să pui o groază de shape-uri pentru pickaxe, hammer și alte chestii care sunt în Tinker's Construct, ca să faci din materiale mai bune. De exemplu, eu mi-am făcut aici un hammer și un pickaxe foarte bun. Hammer, deci le-am făcut din alumite, care alumite-ul este un aloi format din
5 aluminiu, 2 iron și 2 obsidian, care este foarte bun. Nu am fost în Nether sau ceva ca să luăm ardite sau alte chestii, da? Yeah, da. Da? Și sunt foarte bune și sunt rapide. Despre ardite și căcaturile astea se găsesc în alte lumi. Se găsesc în Nether. Da, mă rog, da. Stai, ăsta are chestia cu alte lumi? Nu cred că are miscraft-ul, nu. Nu? Nu, sau nu l-am instalat noi la început. Mă rog. Da. Nu contează. Așa, și cum v-am zis, astea cu groază de Witchery și cu băla și am mai făcut tankul ăsta. Ce tare eram în quest-ul, în bafie ce vreau. Tankul ăsta care are XP în el. Vezi? Da. Ăsta e Liquid XP, că după ce am minat îți dai seama, uite-te și tu pe aici, gen câte oruri avem, uite, avem 54 gold ore, 21 de diamante, 5 emeralde, o groază de redstone, uh-huh. 8 blocuri de iron, niște iron, niște tinuri și am găsit și un spawner, am găsit și un spawner de care, de unde am luat niște chestii speciale, cum ar fi stensurile astea care se folosesc să decorez casa. Ce mai e pe aici? Niște quartz, niște topaz, niște... Mai rata niște chestii. Mai multe seared brick-uri care putem să facem avonul din ce în ce mai mare, gen să-l facem super mare. Și cam asta e. Am făcut și un furnace de ăsta, copper furnace, care e foarte performant. Gen, e mai bun ca celelalte. Performant. Și asta, uite, să vă fac o demonstrație. Atât de repede minează. Gen minează repede și are durabilitate foarte mare. Uite toate chestiile astea care le are și se pot upgrada. Dacă nu te învățam eu cum în... să fac chestiile astea, tu nu. Eu te-am învățat, frate. Se pot upgrada în Toolforge-ul ăsta, da? În Toolforge zice modifiers. Ce fac, mă? Dă-mi-l. Modifiers email și de aici. Și de aici poți să faci toate chestiile astea, cum ar fi Battleaxe-ul, Hammer-ul. Ai găsit vreo lavă? Excavatorul, Scythe-ul și toate astea care te ajută. Taci, mă. Ai găsit vreo lavă? Și îți zice din ce sunt făcute. Și pentru a face alea ai nevoie de... Da, am găsit. Unde? De pattern-uri care se fac în chestia asta. Care pui blank pattern-uri care se fac din stick-ul și asta și cauți prin astea și îți dă anumite sorblate-uri. Dar cred că știți chestia asta, oricum. Dă-mi asta. Dă-mi pickaxe-ul. Da. Dă-mi pickaxe-ul. Ce să mai vă zic? Chestia asta funcționează pe lavă, da? Da. Deci, ca să ne dublăm, am avea nevoie de o groază de lavă și What noi... What the fuck? Ce? Oh, ce ai avut? Era... Mă rog. A ars din cauza la lavă. A, aici era lavă. Da. Lavă. Ce fumă? Dirt. Bă, nu arunca pe bambusul. Bambusul e ca sticuri. Bambusul e egal sticuri. Oricum, așa. Acum, crafting table-urile astea. Cum ziceam, smelter-ul are nevoie de lavă. Ca să producem lavă, putem ori să o luăm din Nether, dar noi n-am ajuns în Nether încă, să o creăm. Că nu vreau să o transportez prin Ender Tank-uri și toate astea, că încă n-am acces la Ender Tank-uri. Încă. Ce faci, mă? Deci facem chestiile astea. Astea sunt niște transfer pipe-uri care le luăm. După aia punem unul aici, face un transfer node. După aia luăm fluid ductorile, care sunt niște fluid ductori care transportă fluidul cum e lava. După aia luăm un drum. După aia luăm un crucible. Care crucible-ul se face din Unfire Crucible, care se face din Porcelain Clay, care se face clay cu bone meal. Așa. Și acum. Ăsta, după cum ați observat, este un generator de cobblestone, da? Un generator de cobblestone. Dacă punem acest transfer node pe el, o să începe să producă cobblestone. Din cauza că transfer node-ul ăsta din extra utilities ia cobble-ul de desubt. Hai, mă! După... Nu mai obsidian! Nu mai am, doar două, dar nu. N-am stat să minez încă. Și după ce luăm cobblestone-ul, îl transportăm și îl punem în acest crucible, care este, da, trebuie să pui un torch sub el ca să se încălzească și cobblestone-ul îl punem deasupra și punem
cobblestone în el. Și după ce se încălzește, luăm așa frumos din el și punem într-un dram. Dramul ăsta poate să aibă o groază de fluide și alte chestii. What is emery? Ce? Emery ore. Emery ore? Da. Habar n-am. Ăsta durează până se face. Și hai să vedem. This drum is empty. Stai. Am nevoie de un wrench. Ce merit? Wrench. Nu. Buildcraft wrench, nu. Care-i mă? Care-i wrench normal? Wrench... Nu. Ăsta-i, Crescent Hammer. Tin, Iron și Iron. Bine că am făcut tinul ăla de la început, de așa. Deci, tin ingot. Ne ducem, tu pundești, Down in the heart of the mine. Ești în mină? Da. Și am făcut un Crescent Hammer. Cu Crescent Hammer-ul ăsta. Ne ducem noi frumos și facem asta și asta și avem nevoie de un lever. Te-am găsit iron. Wow. Ce faci tu, mă, în mine? Și punem leverul ăsta aici și din cauza că chestia asta e pe output, ia lava care este transformată în crucible-ul ăsta și o pune obsidian. În o pune în lava drum. Da. Și ca să fie mult mai ușor, pot să iau, stai să vedem dacă mai am vreun bucket pe aici. Essence or unde e bucketul? Bucket. Uite aici. Man. Da. Am găsit essence or. Essence or, ia, că e foarte bun. Luăm ăsta de aici. Oh, nu mai nimic, ok. Îl iau. Doar tu știi ce sunt cu toate modurile astea, și... așa, pe mine nu mă întrebați. O să-l pun aici, ca să schimb locul și să vedem, da, încă e bun. Ca să pot să-l iau și să-l pun direct aici. Și să vedem dacă se va mări. Cred că mai am nevoie de un lever, că nu am un servo instalat pe el. Se mărește? Scade? Eu știu, frate. Ceva de genul. Ce? Poate trebuie să-l pun de dedesubt. Hai, vedem. Să-l punem de dedesubt. Așa. Acum doar testăm să vedem dacă merg chestia asta. M. Așa, s-a golit și s-a pus aici. Da, merge de dedesubt. Și când o să fie asta plină, o să se facă un backlog și da. Asta e un ăsta foarte, asta nașpa că, na, are doar una. Da. O să fac până pe episodul viitor, nu știu, vreo 5 chestii de-astea care să facă lava, care să ne pună fiul la chestia asta mare. Da, mă, zi. Așa. Cât obsidian îmi trebuie ca să fac și eu tough rod-uri de alea? Nu știu, cred că două. Două pe tough rod. Două pe tough rod? Da, și ar trebui să vii înapoi sus, dacă poți. De ce? Că se face noapte. Nu. A, mă. Nu. Măcar deloghează-te. Ca să dorm eu. A, mă. Nu. Îți dau kick. Nu acum, stai așa. Stai că imediat, bro. Kick. Nu, gata, hai că mă deloghez, disconnect. Așa, s-a făcut dimineața și mă dă tot afară. Ok, mersi. Și după ce am făcut în craft temporary astea, mai era aici. Să facem un portal, că de asta am fost laminat, da? Unde să punem portalul? Eu nu. Da. Ok, păi pentru moment îl punem aici. No. Lava don't hurt me. Aici. But... What is lava? Hai să încercăm o chestie. Lava don't hurt me. Să vedem dacă chiselul ăsta, chiselul e o chestie super șmecheră, gen pui chestii, și da. Se transformă în mai multe culori, gen, uite aici.
diferite texture-uri. E super șmecher, chisel-ul. Texture-uri. Și să vedem dacă și obsidianul are. Și obsidianul are anumite texture-uri. Poți să modifici cum arată obsidianul cu chisel. Hai să luăm pe ăsta. Care? Nouă de ăsta. Și să vedem dacă se mai formează portalul. Formează portalul? Dacă se mai formează portalul, dacă e diferit texture. Formează portalul. Bine că ăsta se sparge repede cu pickaxe-ul ăsta. Că altfel, vai de capul meu cu tăștia. Dar tu cum naiba ai, cum se numește, ai minat? Cu ce? Ce? Ai minat așa, drept. Da. Haide să vină să vină sportul. I need a more, powerful pickaxe, deci. Nu, eu n-am făcut bine. Nu, sunt retardat total. Ok, revenim când se fac portalul bine. Ok. Mă, uite cum l-am făcut. Mișcuiți retardat să mori. Trebuie. E 2 pe 4, nu 3 pe 4. Da, exact. Ok.